Da. Cazul Alexandriana Cantă Cuzino mi-a adus aminte tot de mișcările studențești de care m-am mai ocupat. Bine, mișcarea regională, primul rând, că avea organizația ei de femei. Și femeile erau destul de implicate aici. Mișcarea regională în sine este un fenomen care trebuie studiat ca atare și a fost studiat, deja există o grămadă de studii despre asta. Nu știu dacă este un studiu despre organizații de femei. Asta nu prea cred. Cel puțin din ce am citit eu, nu există încă o cercetare pe acest subiect. Mi-am amintit că în cadrul organizațiilor studențești, dacă v-am spus că ASCR-ul acela mult mai restrâns era cu femei, să zic așa, un SCR-ul, care era organizația principală a studenților, avea mii spre, nu știu cât, oricum avea sigur mii de studenți ca membri și congresele erau uriașe și a fost un bazin de recrutare și după aceea de dominat de mișcarea regională, un SCR erau numai băieți, adică numai tineri bărbați, cel puțin ca vorbitori, ca oameni de prim plan, n-am văzut acolo o implicare consistentă din partea studentelor. Adică era una din diferențele absolut izbitoare. De ce avem nevoie de istorie, de istoria femeilor? Pentru că avem nevoie de cât mai multe perspective diferite și aceasta este una din perspectivele de bază. Ai istoria familiei, poți să faci istoria familiei din perspectiva familiei, poți să faci istoria copiilor din perspectiva copiilor sau a copilăriei. Deci este o chestiune care ține, ca să spun așa, fără să egalizez, fără să spun că nu are o consistență proprie, este o chestiune de unghi prin care privești istoria. Și asta este un motiv. Al doilea motiv este că pune în evidență anumite mecanisme sociale, pune în evidență modul în care funcționează o societate, în care oferă șanse de afirmare sau inventează mecanisme de marginalizare sau le reproduce, mecanisme de marginalizare. Și atunci, într-o perspectivă de acest gen, reușesc să surprinzi modul în care funcționează aplicat tot felul de mecanisme sociale. Și în al treilea rând, retornându-mă cumva la glumă care a fost pusă aici, tocmai ca să înțelegi de ce există o premieră cum este Dăncilă, care nu este mai puțin femeie dacă, mă rog, râdem de ea sau râdem de ea. Eu aș privi-o foarte mult dintr-un punct de vedere social, ca un fenomen, nu ca ceva anecdotic. Aș privi foarte mult la modul în care s-au realizat cariere în politica românească, mediul social din care provine, șansele pe care le-ar fi avut altfel într-o societate, hai să spunem, ce șanse ar fi avut cineva din mediul social din care provine, cineva ca Dăncilă, de exemplu, să ajungă premier parcurgând doar sfera lumii bune a României. E un fel de întrebare pe care o pun, care pune în evidență tocmai, poate să pune în evidență tocmai posibilitățile sau imposibilitățile pe care le ai de ascensiune. Astea sunt câteva motive pentru care consider eu că istoria femeilor este deja nu utilă, ci extrem de necesară și binevenită.